renunțe niciodată la visurile lor. Vă mulțumesc! E un caz complex a unui tânăr student. S-a descoperit o tumoră la nivelul creierului, o tumoră de 9 cm diametru. El este Carol Felix, tânărul de 22 de ani care și-a dat licența de pe patul de spital fiind student în ultimul an la inginerie electrică, energie și informatică aplicată. A trecut printr-o experiență incredibilă, reușind să învingă o tumoare de 9 cm în diametru, descoperită de medicii Spitalului Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Obluiaș după investigații de înaltă performanță. În ciuda stresului pe care l-a resimțit, tânărul și-a susținut examenul de licență chiar de pe patul de spital înainte de a fi operat. Intervenția chirurgicală i-a salvat viața. Acum tânărul numește medicii eroi și le mulțumește. S-au manifestat dureri din zona ochilor. Simțeam că se umflă cacepele. După aia, au înaintat durerea către zona cervicală, stări de greață, în timpul somnului. Am aflat că sufăr de o tumoare pe creier. Vedeam tulbure înainte, acum văd HD-ul. M-am stresat foarte tare. Intervenția chirurgicală a fost una destul de dificilă, însă cu succes. Specialiștii neurochirurgi, împreună cu echipa medicală, au reușit să elimine în totalitate tumora de 9 cm care a pus în pericol viața studentului. În urma explorărilor de imagistică de înaltă performanță, rezonanță magnetică nucleară, s-a descoperit o tumoră la nivelul creierului, o tumoră de 9 cm diametru, care invada vase importante la nivelul creierului și zone din creier care îi dădeau simptomatologia respectivă, și anume lobii frontali. Supus unor investigații laborioase, inclusiv un tratament de închidere a vaselor preoperatorii care hrăneau acea tumoră, ceea ce noi numim embolizare preoperatorie, ulterior a fost supus unei intervenții chirurgicale. Tânărul și-a revenit miraculos, iar acum urmează o perioadă de recuperare. Ceea ce este interesant la acest caz, că înainte de operație pacientul avea un sindrom de lob frontal, ceea ce noi numim generic sindrom de lob frontal, adică era dezinhibat, o persoană veselă. După intervenția chirurgicală a revenit la normal și acum are o reacție de, cumva, ca să citez mesajul pe care mi l-a trimis echipa mea, post-operator, este morocănos, în sensul în care începe să vadă realitatea așa cum este. Acum tânărul îi numește pe medici eroi de sacrificiu, recunoscând eforturile lor de a-i salva viața și de a-i oferi o șansă la un viitor sănătos și promițător. Să nu renunțe niciodată la visurile lor.